soare, cald, primăvară, cât și primăvară în inimile și mințile noastre, că am putut din nou să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această carte care este Cartea Cărților, care este Biblia Cuvântului Dumnezeu. Fără ea am fi mai săraci, fără ea nu am avea nimic, fără ea ar fi o viață tristă. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut parte de această carte, mulțumim că ne-a deschis ochii să putem privi în ea, mulțumim pentru toate acestea lui Dumnezeu. Azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom deschide cuvântul său în 2 Timotei, capitolul 3, și vom citi câteva versete. Începând de la versetul 14, sunt cuvintele apostolului Pavel către, așa cum îi plăcea lui să-l numească, copilul său în credință, Timotei, și spun cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel, spune așa: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Minunate cuvintele apostolului Pavel către Timotei, minunate cuvintele apostolului Pavel către noi azi. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Am accentuat acest cuvânt, toată Scriptura. Nu numai anumite pasaje care ne plac nouă, spunem că sunt pentru noi și pentru învățătura noastră, și acele cuvinte care nu ne plac, și acele cuvinte care de multe ori ne mustră, să știți că sunt scrise tot pentru noi. Nu sunt scrise pentru altcineva, sunt scrise pentru noi. Acum depinde cum privim la ele. Vă amintiți că Domnul nostru Iisus îi întreba odată pe cărturari și farisei: ce scrie în lege? Și continuă: cum citiți în ea? Observăm cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Toată lumea va spune: bine, frumos scrie, dar se pune a doua întrebare: cum citești, cum privești, cum te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu? Și aceasta este lucrarea noastră. Aceasta este lucrul pe care noi trebuie să-l facem vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Vom găsi în Ioan, capitolul 1, că Domnul nostru Iisus, în existența sa preumană, a fost cuvântul. Și spune așa, Ioan, capitolul 1, spune așa, cu versetul 14: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui ca slava întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acesta nu este altcineva decât
cuvântul viu, cuvântul dătător de viață, Domnul nostru Iisus Hristos, care și-a părăsit slava, gloria, cinstea care o avea la Tatăl de la înainte încă de întemeierea lumii, a venit pe pământul acesta, a trăit ca și orice om și a purtat mai presus de atât păcatele noastre, pentru că este cuvântul de aur, cum majoritatea creștinilor îl numesc din Ioan capitolul 3 cu versetul 16, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu, ca oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ba mai presus de atât, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, știți când? Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu în marea sa dragoste a făcut lucrul acesta și l-a trimis pe Domnul Iisus și spune că El a locuit printre noi, adică printre cei din vremea aceea în mod fizic, natural, și El locuiește prin cuvântul Său și astăzi în mijlocul nostru, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca și slava singurului născut din Tatăl. Veți spune, bine, a fost ușor pentru ei atunci că era Domnul Iisus în mijlocul lor, dar El s-a îngrijit ca și astăzi să fie în mijlocul nostru prin cuvântul Său. Tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos. Să nu facem o scindare a cuvântului, să spunem, acesta îmi place, mi se aplică mie, acesta nu-mi place, se aplică la altcineva. Cuvântul lui Dumnezeu tot, cuvântul lui Dumnezeu este de folos. Ce să facă El? Să învețe, să mustre, aici vom avea probleme. Aici vom avea probleme. Să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic sau gata pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu ne ducem în 1 Petru și citim câteva versete. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 22. Cuvintele apostolului Petru spun așa: deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Este cuvântul lui Dumnezeu viu pentru noi? Este cuvântul lui Dumnezeu viu pentru noi dacă El produce roadă în inima, în mintea și în viața noastră. Dacă El ne îndeamnă la dragoste față de frați, față de toți oamenii și în cele din urmă, chiar față de vrăjmașii noștri, El este viu și lucrător în viețile noastre. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei, ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos. Așa suntem toți pe pământul acesta, dar
Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care a fost propovăduit prin Evanghelie. Voi cu toții știți că cuvântul Evanghelie înseamnă veste de bucurie. Este pentru noi, pentru fiecare cuvântul lui Dumnezeu, o veste de bucurie? Dacă vom crede că tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos, el va fi o bucurie. El va fi o evanghelie și sigur că el va produce roadă în viața noastră. Domnul nostru Iisus, voi știți că el vorbea foarte mult în pilde. Și el spune odată o pildă pe care o găsim în Luca, în capitolul 8, și voi da citire de la versetul 4. El spune așa: Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod de felurit, din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. De multe ori Domnul Iisus le vorbea în pilde, dar de mai puține ori și explica pildele pe care el le vorbea. Și chiar ucenicii îl întreabă odată: de ce le vorbești în pilde? Și Domnul Iisus dă un răspuns care la prima auzire, la prima vedere, este destul de șocant. Ca să nu creadă, să nu se întoarcă, să nu fie mântuiți. Dar n-a dorit Domnul Iisus lucrul acesta? Ba da, dar care era problema? Ei nu aveau ochii înțelegerii, mintea nu era deschisă, pregătită de a primi ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici le dă o pildă. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte, a treia, a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună și au înnecat-o. O altă parte, a patra, a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. Avem aceeași sămânță căzută în patru locuri diferite. Care este problema de nu fiecare dintre, nu în fiecare loc această sămânță aduce rod? Problema era sămânța? Mergem mai departe. Rămânem cu această întrebare în minte. Care este problema? Sămânța? După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat: ce înțeles are pilda aceasta? Și Domnul Iisus, spre deosebire de alte dăți, dă interpretarea acestei pilde și spune, el a răspuns: cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, ce aud ei? Cuvântul. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Ce face diavolul? Stă la pândă ca acea sămânță căzută să fie luată, ca ea să nu mai aducă rod. 2. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie. Dar, și întotdeauna,
Este un mare dar care face diferența. Dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita și încercarea, cad. Observăm a doua categorie, aude cuvântul, îl primește rapid în inimă, pentru o vreme sunt foarte zeloși pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu ca să-l împlinească, dar când vine încercarea. Dar și pentru cei care îl urmează pe Domnul Iisus, care merg pe calea pe care El i-a chemat, au încercări? Au ispite? Dragi frați și surori, în această lume este foarte la modă o evanghelie a prosperității, o evanghelie a totul este frumos, dar Domnul nostru Iisus le spune ucenicilor și ne spune și nouă, când ne cheamă după El în lume, veți avea numai bucurii, numai împliniri, din contră. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu, adică Domnul Iisus, a biruit lumea. Noi nu vom putea birui lucrurile acestei lumi fără ajutorul Lui, fără nădejdea care trebuie să ne o punem în El. El mai spune, luați jugul meu, sarcina mea, luați sarcina mea că este ușoară și jugul meu că este bun. Unde ați mai văzut voi sarcină ușoară și jug bun? În această lume nicăieri, dar cu El este, cu El se poate. A treia categorie, sămânța care a căzut între spini, închipuie pe aceea care după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie nebușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod ca să ajungă la coacere. O altă categorie care la fel aude cuvântul, dar el este înăbușit de grijile, atenție, de grijile, bogățiile și plăcerile lumii acesteia. În această lume sunt multe obstacole. În această lume avem multe griji, avem de multe ori îngrijorări. Am spus de multe ori, între a avea grijă și a fi îngrijorat, este puțină diferență în cuvânt și multă diferență în esență. Noi trebuie să ne îngrijim. De ce? De toate lucrurile lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să avem îngrijorări. Dar ce facem cu ele? Domnul nostru Iisus ne spune ce să facem cu ele, așa-i? Și ce ne spune El? Aruncați toate îngrijorările voastre asupra mea, că eu ce voi face? Voi avea grijă de ele. Observăm a treia categorie, grijurile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia. În această lume sunt multe plăceri. Și din păcate, oamenii de cele mai multe ori caută aceste plăceri. De multe ori își găsesc satisfacție în aceste plăceri. De multe ori își găsesc împlinire în aceste plăceri. Dar să știm un lucru. Aceste plăceri sunt trecătoare. Dar cuvântul lui Dumnezeu am citit că rămâne în viață. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. A patra categorie, sămânța care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care după ce au auzit cuvântul,
îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Fac rod însutit, spune aici, așa-i? Mai înainte am citit. Aici spune, fac rod în răbdare. Cum este a patra categorie de pământ? Este un pământ bun. Aceasta ne place, așa-i? Aș dori și dorim ca toți să fim din această categorie de pământ, așa-i? Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta, să fim din această categorie. Aceștia primesc cuvântul unde? Într-o inimă cum? Bună, curată. Și ce fac cu el? Îl primesc numai acolo, îl stochează și îl au pentru ei? Aduc rod în răbdare. Și acest rod se manifestă față de cei din jurul lor. Acei care au cuvântul lui Dumnezeu în inimă, produc rod care se va vedea în ce? În viața lor, în umblarea lor cu Dumnezeu și vor fi toți ceilalți din jurul lor vor fi beneficiarii acestui rod. Nimeni după ce a aprins o lumină nu acoperă cu un vas, nu? Nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Suntem noi o astfel de lumină pe care să o vadă toți cei din jurul nostru, să se bucure de ea? Sau suntem de felul acesta o lumină acoperită care este pusă într-un vas? Sau chiar de multe ori suntem întuneric? Domnul să ne ajute să fim lumini în această lume. Iată răspunsul la întrebarea care am pus-o mai înainte. Cine este de vină? Sămânța? Nu. Dar ce este de vină? Inima noastră. Ea este pământul în care cade cuvântul și este un lucru al nostru pe care trebuie să-l facem, schimbarea acestei inimi din una de piatră în una de carne, ca astfel cuvântul lui Dumnezeu să poată să prindă rădăcină, să poată să aducă apoi rod ca ceilalți și, bineînțeles, Domnul să se bucure de noi. Deci, iată, vedem că cuvântul lui Dumnezeu este asemănat cu sămânța. Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat cu o hrană. Pentru cine? Pentru noi. Știți cu ce mai este asemănat cuvântul lui Dumnezeu? Ne ducem în Efeseni, capitolul 6, și citim așa. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce este asemănat cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu, în altă parte, ne spune că este o sabie cu câte tăișuri, știți voi? Cu două tăișuri. Oare de ce cuvântul lui Dumnezeu este cu două tăișuri? Dacă ar fi numai cu un singur tăiș, ce bine aș putea eu tăia numai încolo. Așa, în voi, în fiecare dintre voi. Dar dacă este cu două tăișuri, taie și în mine, da? Atenție la acest aspect. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri.
Un alt rol al cuvântului lui Dumnezeu este acela că El ne indică starea noastră. Să știți că noi ne putem privi cum dorim. De multe ori ne privim că suntem bine. Vă amintiți, biserica din Laodiceea spunea ceva despre ea. M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Asta era privirea ei retrospectivă asupra ei însăși. Cum este privirea noastră vis-a-vis de noi? Și cuvântul lui Dumnezeu ce îi spune bisericii din Laodiceea? Dar nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Observăm, putem fi săraci, ticăloși, orbi și de multe ori goi și să ne vedem că suntem bine, dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Deschidem în Iacov, capitolul 1, de la versetul 22 citim. Iacov, capitolul 1, de la versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Este urât să ne înșelăm unii pe alții, așa-i? Nu este frumos, nu este bine, nu este plăcut, nici înaintea oamenilor, dar apoi înaintea lui Dumnezeu. Dar este bine și plăcut să ne înșelăm singuri? Dacă auzim cuvântul și nu-l împlinim, chiar dacă îl știm, de multe ori poate vom zice, am ajuns la o cunoștință, cunoaștem cuvântul, îl știm, poate pe de rost. Dar dacă nu-l împlinim, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Mulți în ziua de astăzi cred că dacă aud cuvântul, îl știu, este suficient. În felul acesta ne înșelăm singuri. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Care este oglinda noastră? Aici sunt multe oglinzi pe toate părțile. Putem să ne ducem, să ne uităm în ele, cum ne stă sacoul, cum ne stă la surori coafura, dar cuvântul lui Dumnezeu să fie oglinda noastră în care să privim cum stăm în inimă, cum stăm cu inima, cum stăm cu viața noastră, cum stăm cu trăirea noastră. Aceasta să fie oglinda noastră, cuvântul său. Căci, după ce s-a privit, pleacă și uită cum era. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios, mulți cred și noi putem crede că avem o credință o adevărată, dar cine crede că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima,
religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Mulți se întreabă, sunt atâtea religii, care este cea adevărată? Aceasta care o găsim scrisă aici este religia adevărată. Ce să facem? Să cercetăm pe văduve și pe orfane necazurile lor și încă ceva? Să ne păzim neîntinați de cine? De lume. Cum adică? Să nu se atingă de noi, să ne murdărească cu hainele? Că avem costum, suntem frumoși astăzi îmbrăcați? Nu, dragii mei. Să fim atenți, să nu ne murdărim cu ce? Cu lucrurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, care sunt în lume. De acestea să ne ferim. Am spus că într-un loc vom avea probleme. Și acel loc este că cuvântul lui Dumnezeu este de folos să ne mustre. Acolo vom avea probleme. Pentru că naturii noastre umane nu-i place mustrarea. Un pic, dacă cineva ne mustră, deja explodăm, așa-i? Și zicem, ce, tu mă înveți pe mine? Tu îmi spui mie? Păi nu știu eu? Nu-s eu așa? Ce treabă ai tu? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că este de folos, printre altele, să ne mustre. Ne ducem cu gândul la un om al lui Dumnezeu despre care Dumnezeu spune că este om după inima sa. Și ați intuit cu toții că acesta este David, așa-i? Vă amintiți că el face un păcat mare. El face un păcat mare și păcătuiește cu Batșeba. Îi omoară soțul printr-un șiretlic pus la cale de el, după care o ia și o duce la el și devine soție și astfel păcătuiește înaintea lui Dumnezeu prin lucrul acesta, iar Dumnezeu îl mustră prin omul său, prin Natan, așa-i? Și ce îi spune? Dacă ne uităm, vom observa că omul lui Dumnezeu, Natan, este foarte înțelept. Să urmăm acest exemplu de înțelepciune a lui Natan când trebuie să mustrăm pe cineva. Se duce la David și îi spune cum proceda și Domnul Iisus, îi spune o pildă. Și spune un om avea, pe scurt, un om avea o mielușa. Și era tare dragă această mielușa. Nu avea altceva, o îngrija, ca pe copilul său. Și vine un om bogat și zice, am musafiri, nu mă îndur să iau eu din oile mele, din mielușelele mele, dă-mi-o pe a ta. Și o ia și ce face? O taie și o dă la oaspeții săi. În acel moment, ce face David? Sare repede. Cu ce? Cu sentința. Și zice, știu ce merită un astfel de om. Atenție! Nu știa că este vorba de el. Mă întreb, dacă știa că este vorba de el, mai sărea așa repede cu sentința? Nu știm. Să ne punem fiecare această întrebare în dreptul nostru. Și zice, știu ce merită un astfel de om, nici mai mult, nici mai puțin decât moartea. Și să dea înapoi, întâi să dea înapoi
împătrit. El cunoștea legea că dacă ai păgubit pe cineva, ca și Zacheu, trebuie să-i dai înapoi cum? Împătrit. Știu, zice, ce merită un astfel de om. Merită moartea, dar să dea înapoi împătrit. Cum? Și în acel moment, Natan îi spune, tu ești acela. Și acum, care este atitudinea lui David? Ce spune David? O, stai, cum îți permiți tu să-l iei pe împărat în felul acesta? David era împărat. Cum îți permiți lucrul acesta? Pe mine, împăratul lui Israel, să mă iei tu cu de-astea? Nu face lucrul acesta. Dar ce spune? Simplu. Problema se le rezolvă simplu. Am păcătuit, spune David, și sunt vrednic de ceea ce el și-a spus înainte, el și-a dat singur sentința. Merită moartea un astfel de om. Și de aceea Dumnezeu ce spune despre el? Om după inima mea. Spune David, am păcătuit și merit această pedeapsă. Și ce îi spune Natan? Datorită faptului că el s-a recunoscut, el nu mai face polemică, apoi stai să vezi, să-ți explic cum a fost, să vezi că nu-i chiar așa, că noi găsim întotdeauna tot felul de ascunzișuri și de motive și de dedesubturi, să ne justificăm ce? Purtarea noastră nu tocmai după cuvântul lui Dumnezeu? David nu face lucrul acesta. Avem noi această putere și tărie de caracter ca și David să fim oameni după inima lui Dumnezeu, în felul acesta să primim mustrarea, să o recunoaștem, să spunem, da, am greșit, voi remedia problema. Dacă facem lucrul acesta, vom auzi cuvintele pe care le-a auzit David. Da? Nu vei muri, Dumnezeu îți iartă această greșeală, acest păcat, dar trebuie să plătești. Trebuie să plătești. Un alt om, aș dori să-l luăm ca exemplu, dar acesta a fost un exemplu pozitiv de acceptare a mustrării. Dar sunt și exemple negative de acceptare a mustrării. Vă amintiți de unul? Balaam. Balaam. Se duce peste voia lui Dumnezeu, așa-i? Doritor de câștig, Balaam ce face? La chemarea lui Balac, se duce, ce să facă? Să blasteme pe poporul lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu îi spusese să nu te duci. Dar acolo e ceva foarte interesant. Dumnezeu îi spune odată să nu te duci și el ce face? Insistă. Și zice, voi întreba și mâine pe Domnul. Dar, așa cum este Dumnezeul revelat în această carte, este un Dumnezeu are schimbător. Mâine spune una, apoi astăzi una, mâine alta, apoi mâine alta. Nu! El vorbește odată și cuvântul lui rămâne, așa-i? Și în altă parte se aude de câte ori? De două ori. Dar el ce spune? Voi mai întreba și mâine pe Domnul să văd. Și de data aceasta, surpriză, ce-i spune Domnul? Du-te, dar să nu blastem. Și pe drum vine îngerul Domnului, Balaam se duce călare pe o măgăriță și vine îngerul Domnului și stă cu sabia înaintea măgăriței și omul lui Dumnezeu nu-l vede pe Dumnezeu, dar măgărița-l vede. Măgărița-l vede
și nu poate să treacă. Și după mai multe încercări, ce zice Balaam? Am să-ți dau eu o bătaie bună. Și începe ce să facă? Să bată pe măgăriță. Și atunci Dumnezeu ce face? Deschide gura măgăriței și îl mustră pe Balaam. Acceptă Balaam mustrarea? Nu. Nu. Căci găsim că el după asta ce face? Face o lucrare prin care îndepartă pe cine? Pe poporul lui Israel de Dumnezeul adevărat. Mă apropiu de încheiere, timpul zboară. Cuvântul lui Dumnezeu să fie pentru noi, în totalitatea sa, să luăm așa cum este el și să avem grijă ca să luăm spre învățătura noastră, să luăm spre îndreptarea noastră, să luăm spre mustrarea noastră, dacă este cazul, ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne binecuvinteze pe toți cu cuvântul său și prin cuvântul său. Amin.